Idolii forului sunt obsesiile culturale românești, în special obsesia legată de personalitatea enciclopedică amatoare de prestigiu. În România ești considerat intelectual public cu adevărat numai dacă epatezi publicul cu o cultură largă, enciclopedică, uneori dobândită în mod amator. Asta e o boală mai veche în România, dar care în ultimile două decade a devenit o constantă și are puterea de a frâna progresul cultural și intelectual românesc, pentru că trăim într-o lume foarte complexă, care are foarte multe probleme și care are nevoie de foarte multe răspunsuri foarte specifice, care vin din partea unor specialiști bine pregătiți. Cine sunt idolii forului aici, în România? Aș vrea să precizez că idolii forului este o expresie care se referă nu neapărat la persoane, ci la obsesii, la clișee, la stereotipii culturale și mentale. Ideea vine de la Francis Bacon, care spunea că în lumea modernă, pentru a cunoaște orice, trebuie mai întâi să recunoaștem idolii cunoașterii care ne domină mintea. El nu numea un număr de idoli, idolii teatrului, ai peșterii și ai forului. Împreună acești idoli pot fi văzuți ca niște clișee mentale, ca niște obsesii, ca niște credințe nejustificate și, din nou, cea mai importantă credință nejustificată pe care o nutresc intelectualii, atât de vârf cât și mulți dintre intelectualii obișnuiți din România, este că singurii care au voie să se manifeste în câmpul public sunt intelectualii care epatează publicul cu o cultură enciclopedică, generalistă, de multe ori dobândită pe căile amatorismului. Mai important este faptul că enciclopedismul aici contează și ca un semn de genialitate, care într-un fel distruge ideea de genialitate însăși, pentru că a fi genial nu înseamnă să știi totul despre orice, ci înseamnă a răspunde cu mijloacele specialistului la o întrebare într-un mod specific, dar în același timp într-un mod care rezolvă o mulțime de alte probleme. Este... Ce soluție oferă cartea? Cartea ne propune adoptarea unui model cultural care încurajează pe specialiști, pe oamenii care cunosc foarte bine răspunsuri la anumite probleme să se manifeste în câmpul public. Asta nu înseamnă însă că acești oameni trebuie să adopte o atitudine mărginită, îngustă, să discute problemele numai din perspectiva intereselor lor. Putem să ne închipuim o situație în care un economist bine pregătit propune un plan, să zicem, de ieșire din criză, care este foarte întemeiat în uneltele și în metodele lui economice, dar care, pe de altă parte, poate să dezlănțe o întreagă reacție în lanț care rezolvă multe alte probleme.